Vă rog în dimineața aceasta să deschide scripturile la cartea Numeri. Numeri, capitolul 11 și vom citi mai multe pasaje selectate din, această, din acest capitol. Numeri, capitolul 11, de la versetul 4 la 13, apoi de la 18 la 23 și de la 31 la 35. Sunt mai multe lucruri prezentate în paralel în acest capitol și am selectat aceste versete ca să dea continuitate pentru um, cuvântul pe care îl citim în dimineața aceasta. Ascultăm cuvântul Domnului. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castravezi, de pepen, de praj, de ceapă și de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. Mana semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedelium, umul. Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniță sau o pisa într-o piă, o fierbea în oală și o făcea turte din ea. Mana avea gustul unei turte făcute cu un de lemn. Când cădea roua noaptea, în tabără cădea și mana. Moise a auzit pe popor plângând fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie Moise s-a întristat și a zis Domnului, pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici, poartă la sânul tău cum poartă doica pe copil, până în țara pe care ai jurat părinților lui că i-o vei da? De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine zicând, dă-ne carne ca să mâncăm. Versetul 18. Domnul vorbește. Să spui poporului, sfințiți-vă pentru mâine și aveți să mâncați carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnului și a zis, cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi o duceam bine în Egipt. Domnul vă va da carne și veți mânca. Aveți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile, ci o lună întreagă până vă va ieși pe năr și vă veți scârbi de ea pentru că n-ați ascultat pe Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea lui zicând: Pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Moise a zis: 600 de mii de oameni care merg pe jos, alcătuiesc poporul în mijlocul căruia sunt eu și tu zici, le voi da carne și vor mânca o lună întreagă? Putem oare tăia atâtea oi și atâția boi ca să ajungă? Să, sau nu cumva avem să prindem toți peștii mării ca să le ajungă? Domnul i-a răspuns lui Moise, nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Versetul 31. Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt care a adus prepelițe și le-a răspândit peste tabără cale de o zi într-o parte și cale de o zi de cealaltă parte în jurul taberei. Aveau o înălțime de aproape doi coți de la fața pământului. În tot timpul zilei acelea și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepelițe. Cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri și ei le-au întins în jurul taberei. Pe când carne era încă între lor, fără să fie mestecată, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare au pus locului aceluia numele Chibarot Hatava, adică mormintele lăcomiei, pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. Domnul să dea har peste cuvântul său și peste inimile noastre. Amin. Vă rog să luați loc. E important să punem cuvântul acesta pe care l-am citit în contextul mai larg al istoriei și să ne aducem aminte cum începe această istorie a izbăvirii, istoria Exodului. În capitolul 1 din cartea Exodul citim că poporul suferea în Egipt. Au mers în Egipt ca și emigranți căutând o viață mai bună și pentru o vreme a fost ok. Pentru o vreme au locuit în Gosen, pentru o vreme s-au bucurat de pământul cel mai fertil din țara Egiptului, dar, spune, s-a ridicat un faraon care nu și-a mai adus aminte de izbăvirea pe care Domnul a dat-o egiptenilor prin Iosif și-a început să asuprească pe poporul Israel. Și i-au asuprit până acolo încât, spune, ca să nu se să împiedice înmulțirea poporului, au poruncit moașelor ca să omoare copiii de parte bărbătească care se nășteau. Au vrut să nască numai fete și să le ia egipteni și să se înmulțească ei, dar să oprească nașterea în Israel. Și mai târziu vedem că nu numai lucrul acesta, dar au mărit muncile lor. Ei erau în Egipt sclavi, lucrau la facerea de cărămizi, Egiptul nu are munți, Egiptul nu are de unde să aducă piatră de construcție, așa că au făcut cărămizi și din cărămizi au făcut toate lucrurile pe care le-am văzut, cetățile acelea, mari, Piton și Ramses și alte cetăți. Și zi de zi, de dimineața până seara, lucrau la făcut de cărămizi. Și cărămizi, cărămizi și cărămizi. Și a fost o viață grea. Și Domnul, la timpul hotărât, își aduce aminte de legământul făcut cu Israel, și îl trimite pe Moise ca să scoată poporul din Egipt. Și citim în Exodul 14 că după cele 10 plăgi care au venit peste egipteni, Domnul i-a scos de acolo cu braț tare, cu mână puternică. Și Domnul i-a scos ca să îi ducă înapoi în țara pe care a promis-o lui Avram, lui Isaac, lui Iacov și țara unde ei să devină un popor prin care Domnul să fie făcut cunoscut la toate celelalte popoare. Domnul i-a izbăvit atunci când egiptenii au urmărit cu armata lor, când le-a părut rău că au scăpat, că au pierdut așa de mulți robi, i-a urmărit cu 600 de care de război, cu cei mai viteji oameni pe care i-a avut faraon, dar când au ajuns la Marea Roșie, Domnul a făcut o minune, a despicat Marea Roșie, israeliții au trecut marea ca pe uscat, când au intrat însă egiptenii în mare, după ce israeliții au ieșit din mare, apele au revenit și toată armata lui Faraon a rămas acolo. Citim capitolul 15 din Exodul și vedem acolo o cântare de biruință. O cântare de recunoștință. Maria, sora lui Moise, a condus poporul în cântare și s-au bucurat pentru izbăvirea pe care le-a dat-o Domnul și a fost o bucurie extraordinară în tot poporul. Erau liberi. Cât a ținut bucuria? Noi avem o vorbă, la români, spune că orice minune ține trei zile. Trei zile mai târziu au ajuns la prima criză. N-aveau apă. Au plecat de lângă mare, oricum apa de mare nu o poți bea că e prea sărată. Au plecat și au ajuns într-un loc unde au găsit ei niște izvoare, dar era o apă amară. Acum, unii care au studiat lucrul acesta spun că apa aia amară era foarte bună ca să curățe sistemul lor digestiv. Și să le ia poftele de carne și de alte lucruri care le-au mâncat ei în Egipt și care nu mai aveau să le aibă pentru o vreme. Dar oamenii n-au zis mulțumim Domnului pentru Epsom Salt, pentru uh, apa aceasta care e vindecătoare. Ce-au zis? Vrem apă dulce, nu amară. Și Domnul le dă apă dulce, schimbă. Spune, aruncați un lemn, au aruncat lemnul în apă și a schimbat apa aceea mare în apă dulce. Și au avut apă. Uh, trece încă puțin timp și după apele de la Mara, uh, vine a doua criză. Când ei au plecat din Egipt, au plecat fiecare cu bocceluțele lor și cu bagaje, cât au putut duce. Acum, cât puteai să duci când nu aveau lăzi frigorifice și nu aveau în ce să țină mâncare pentru mult timp. Au luat ei ce au putut, dar două săptămâni se termină mâncarea. Și iarăși au zis, s-au supărat și au zis către Moise și către Aron, de ce ne-ați adus aici? Putem să murim în Egipt, să nu murim aici de foame. Și Domnul își întinde mâna cu îndurare spre ei, iarăși. În a 15-a zi a lunii a doua, de la timpul ieșirii, Domnul face un lucru extraordinar pentru popor. Atunci când oamenii se plâng, Domnul se îngrijește de nevoia lor. Era o nevoie justificată, pentru că s-a terminat mâncarea pe care au avut-o cu ei și acum aveau nevoie să mănânce. Și Domnul le poartă de grijă. Ori de câte ori este o nevoie justificată, Domnul nu se dă înapoi de la a împlini nevoia aceea. Domnul Iisus era cu ucenicii și au venit după el o mulțime mare. Domnul s-a dus să se retragă puțin, dar oamenii au venit că voiau să-L audă și să mai primească învățătură. Și erau așa de mulți încât ucenicii s-au alarmat și au zis, Doamne, Dă-le drumul la oameni să meargă în satele de prin prejur să-și cumpere de mâncare. Și Domnul le zice, n-au nevoie să meargă, dați-le voi să mănânce. Doamne, de unde să le dăm să mănânce? Ce avem noi aici? Avem uh, cinci pituțe, erau așa niște pâini mai mici decât o palmă de om și doi pești. Ce, ce să mănânce din astea? Și din cinci pâini și doi pești, Domnul satură o mulțime de cinci mii de bărbați afară de femei și copii. Domnul face o minune pentru că era o nevoie justificată. Și Domnul nu ne socotește nevoile noastre, ci își întinde mâna și -o poartă de grijă. Și Domnul, citim în Exodul 16, Domnul le dă și carne și le dă o mâncare nouă pe care nu o cunoscuseră până atunci. Din Egipt, când au plecat, i-au luat aluatul nedospit și au făcut ceea ce numim noi azim. Și au mâncat azim. Dar când au ajuns aici, Domnul le trimite întâi prepelițe și după aceea le trimite mana. Pentru prima dată au văzut ei așa ceva. N-au știut ce este și când au văzut-o dimineața, spune au întrebat Manhu, ce e asta? Și Moise le-a spus, este pâinea pe care vă dă Domnul. Imaginați-vă că în Israel erau în vremea aceea 630.000 de bărbați. Deci la numărătoarea poporului când au ieșit au fost 630.000 de bărbați afară de femei și copii. Acum, dacă erau 630 de bărbați peste 20 de ani, probabil că erau cel puțin 2 milioane de oameni cu femei și cu copii. Poate chiar mai mult, dar numai 2 milioane să fi fost. Gândiți-vă de unde dai de mâncare într-un loc pustiu la două milioane de oameni? Afară de oi și afară de vitele pe care le aveau cu ei. Domnul promite și Domnul se îngrijește de nevoia lor. Și spune că în fiecare dimineață, fiecare persoană aduna câte un omer. Mana era ceva așa ca și orezul sau ca și niște boabe mărunte. Și ei adunau mana și spune fiecare aduna un omer. Un omer este cam 2 litri. Uh, Imaginați-vă, 2 litri nu era lichid, dar pot să măsor și solide în, în unități din astea de volum. Așa uh, Imaginați-vă 2 litri ori două milioane de persoane. Câți litri sunt asta? 4. 4 milioane de litri. 4 milioane de litri. De câte camioane din astea, de câte tracuri din astea de 40 de fit este nevoie ca să pui în ele 4 milioane de litri de mană? Eu am socotit că ar fi nevoie cam de 50 de tracuri. O coloană de 50 de tracuri, dar în fiecare dimineață. Și nu veneau, nu veneau, șoferii, ci în fiecare dimineață, ca și roa, Domnul lăsa mană și în mod miraculos, în fiecare dimineață era suficient. Pentru că Domnul le-a spus să cinstească sabatul și în ziua de sabat să nu facă nicio lucrare, în ziua de sabat n-aveau voie să adune nici mană. Așa că în ziua dinaintea sabatului, cădea o porție dublă. Și în fiecare zi, Domnul le-a purtat de grijă. Acum, pe lângă mană, ai nevoie și de apă. Imaginați-vă câtă apă era nevoie în fiecare zi pentru toată mulțimea aceasta. Eu am zis cel puțin 4 milioane de litri Enorm de mult, și în fiecare zi, Dumnezeu, în bunătatea lui, în fiecare zi, le-a dat apă, le-a dat mană în fiecare zi. S-au dus la poalele Muntelui Sinai și acolo Domnul face pentru ei o lucrare deosebită, pentru că acolo îi pregătește să devină poporul lui, poporul prin care să fie făcut cunoscut harul lui și sfințenia lui la toți oamenii. Și poporul acesta trebuia să fie un popor al Domnului. Înainte de a le da tablele legii, Domnul spune că i-a ales ca să fie un popor sfânt, un popor al Domnului, după cum Domnul este sfânt, așa să fie și ei sfinți. Și la muntele Sinai au stat aproape un an de zile. Domnul vorbește întâi de pe munte, după aceea Moise se urcă pe munte și acolo îi dă tablele legii pe care esența poruncilor Domnului era cuprinsă în zece porunci. Și scopul a fost acesta, să-i învețe cum să fie un popor sfânt al Domnului. Ei știu cum să facă cărămizi dar nu știau cum să se organizeze ca și națiune, cum să trăiască, cum să aibă un sistem de justiție, cum să conducă localitățile, încât să fie un popor sfânt al Domnului. Și de aceea, un an de zile aproape, Domnul este acolo. În anul acesta, Domnul face un legământ cu poporul, și în legământul acesta intră de o parte Domnul și de cealaltă parte întreg poporul. Și Domnul face un lucru extraordinar. Învață pe Moise să facă un loc special în care Domnul să se întâlnească cu poporul său. L-au numit Cortul Întâlnirii. Nu era mare lucru, nu era ceva deosebit. Era un cort. Și nu era tare mare, mai mic decât, decât încăperea în care suntem noi acum. Dar era ceva special. Dumnezeu, într-un mod special, locuia în mijlocul poporului său acolo. Și ceea ce face un popor sfânt este când Dumnezeu locuiește în mijlocul poporului său. De la Sinai, Domnul îi duce să meargă mai departe și ajungem la pasajul pe care l-am citit în ziua aceasta. În a 20-a zi a lunii a doua a anului al doilea, deci la mai puțin de la 11 luni după ce au ajuns la Sinai, pleacă de acolo și se îndreaptă înspre țara promisă. Atunci când frații lui Iosif și după aceea familia întreagă au venit din Canaan în Egipt, drumul acesta se făcea cam în trei săptămâni ca să meargă tot poporul din Egipt și până în Canaan, ar fi putut să facă drumul în trei săptămâni. Sau hai să zicem că merg mai încet, că erau mai mulți, să meargă în cinci săptămâni. Dar aveau timp suficient, deci nu era un, un, drum extraordinar de lung. Au stat la Sinai aproape un an de zile, Domnul i-a pregătit, le-a dat toată învățătura și acum le spune, intrați în Canaan. Și se pregătesc ca să intre în Canaan. În fiecare zi, spune, norul care arăta prezența Domnului era asupra cortului întâlnirii. Când norul se ridica și, por și pornea, se ridica și poporul și pleca. Când norul se oprea, se oprea și tot poporul și aștepta acolo. Un popor care era condus de Domnul în fiecare zi. Și în fiecare zi, în fiecare zi, Domnul le-a dat mană suficientă. Și ajungem iarăși la o, o situație dificilă. Și am citit în textul acesta din numeri 11. Adunătorii care a ieșit din Egipt împreună cu israeliții, când au ieșit israeliții din Egipt, n-au ieșit numai ei, ci au fost și alții nemulțumiți acolo, și au zis, hai să mergem. Acum putem scăpa. Egiptenii nu mai știu, nu mai stau ei să verifice pașapoarte cine-i israeli, cine, cine nu Toți care au vrut să plece, au plecat și s-au dus după ei. Și au plecat. Și adunăturii care era acolo, i-a venit poftă de carne. Și au zis, cine ne va da carne să mâncăm? Ne ducem aminte când eram acolo în Egipt. Și aveam pești. Și nici măcar nu trebuia să-i plătim. Îi prindeam din Nil. Îi prindeam pe gratis. Aveam acolo castraveți. Și aveam acolo pepeni. Și aveam praz. Deja începe să salivăm. Așa? Și aveam ceapă. Și aveam usturoi. Și acum în fiecare zi, mană. Dimineață mană, la miez mană, seara mană, ne-am săturat de mană. Vrem carne. Interesant. Și-au adus aminte de praz și de usturoi, dar nu și-au adus aminte de cărămizi. Nu și-au adus aminte de biciul egiptenilor care îi bătea în fiecare zi. Nu și-au adus aminte că erau robi. Nu și-au adus aminte când singuri și-au aruncat copiii în nil. cât de repede uităm ce vrem și nu ne ducem aminte de ce ar trebui să ne aducem aminte. Adunăturii care era împreună cu israeliții i-a venit pofta și de la ei s-au molepsit israeliții. Și s-a întins. Uitați-vă, vă rog, în versetul 10 spune Moise a auzit pe popor plângând fiecare în familia lui și la ușa cortului lui Au început adunătura dar s-a răspândit la fiecare familie și toți au început să se caide și să zică, vai, 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 unde-i prazul, unde-i Egiptul, unde e peștii din Egipt, unde-i tot ce aveam noi acolo? Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. De ce? De ce s-a mâniat Domnul pe ei? Am văzut că în Exodul 16, când au cârtit și au zis, murim de foame aici, putem să murim și în Egipt. Domnul a zis, vă dau mâncare. Și acum Domnul se mânie când ei zic, vrem carne și vrem castraveți și praz. De ce se mânie? Pentru că Domnul le purta de grijă în fiecare zi să aibă mană și să aibă apă în fiecare zi. Și mana spune avea gustul de turtă cu un de lemn. Nu era așa o mâncare proastă. O mâncare bună. Și în fiecare zi. Și-au uitat toată binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă uit câteodată la noi care, ca și ei, suntem emigranți și refugiați. Și la început, când venim, zicem, Doamne, slăviți să fii că, uite-te, ce binecuvântare și ne dă și n-am lucrat în țara asta și primim și ce bine. Și treci o vreme și zici, dar el de ce primește mai mult ca mine? A, ce oale aveam noi acasă? Ei, ce prune mâncam noi acasă. Astea, astea sunt mere. Să vezi merele alea care le mâncam noi acasă. Și nemulțumirea e ușor să se cuibărească în sufletul nostru. La ei s-a întins nemulțumirea și s-a întins la tot poporul. Și fiecare familie, și şi... Spune cuvântul acela când, când plângeau acolo. Nu era așa un plâns un liniștit, ci era un plâns așa, ce bine. Deci se jeleau așa cu voce tare, cum sunt obișnuiți, în special în cultura asta orientală, să se jelească cu voce tare, să se bocească. Și Domnul le răspunde. Moise îl vedem, reacția lui Moise a fost, Moise s-a întristat. Moise s-a întristat. Domnul a trecut mai departe decât Moise. Domnul doar s-a întristat. Ce spune? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor. Și Domnul i-a zis lui Moise, de ce te mâhni? Moise a zis Domnului, pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina poporului acestuia? Domnul se mânie, pentru că prima dată când au, avut, când au fost flămânzi, era o nevoie reală. Acum erau mofturi. Acum aveau mâncare, dar nu erau mulțumiți cu mâncarea pe care o aveau. Voiau altceva. Și Domnul se mânie asupra lor și spune le voi da le voi da să mănânce dar uitați-vă în versetul 20 spune în versul 19 veți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile nici douăzeci de zile ci o lună întreagă veți mânca atâta carne că vă va ieși pe nări o să vă scârbiți de ea atâta carne o să vă dau de ce? De ce îi perepsește Domnul? Pentru că spune, pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru. Domnul era în mijlocul poporului său, Domnul purta în fiecare zi de grijă. Și eu au zis, am uitat. Și de aceea Domnul se mânie și Domnul îi perepsește. Și spune Moise se miră și întreabă, Doamne, ce o să facem? O să tăiem toate vitele pe care le avem? De unde să avem atâta mâncare? Moise fi liniștit. Și spune, Domnul a făcut să sufle un vânt dinspre mare. Și au venit prepelițe. Eu nu știu, prepelițele nu, nu sunt ele așa de bune, zburătoare, cum sunt gâștele sălbatice, dar... Probabil, că, adică pot și ele să zboare. Și au venit, și e un pic de confuzie în traducerea noastră, au venit prepelițe care zburau jos, aproape de pământ, așa ca la o înălțime de un metru. Încât, practic, trebuia numai să e, întinzi mâna și să, să o prinzi. E, și au venit pe o distanță mare, spune, cale de o zi în jurul taberei. Deci cât ai merge într-o zi, aproape 20 de kilometri. Prepelițe că te împiedecai de ele. Și au, au prins două zile la rând. N-au făcut altceva decât să prindă prepelițe. Și au prins atâtea prepelițe încât cine avea mai puțin, zice, avea 10 omeri. Și au adunat prepelițe și prepelițe și prepelițe și uh, au uscat carnea ca să o poată mânca și mai târziu. Și spune, Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și când era carnea încă între dinți, încă n-au apucat să o mestece, A trimis Domnul o molimă, A fost o boală care i-a lovit și un număr mare au murit acolo și au înțeles un lucru. Ne-a perepsit Domnul din pricina lăcomiei noastre, din pricina nemulțumirii. Și cei care au murit acolo au fost îngropați în niște morminte numite mormintele lăcomiei. Domnul nu -l lasă nepedepsit sau nepedepsită nerecunoștința. Domnul dă cu mână largă și nu-i pare rău să dea. Dar vrea să vadă din partea noastră recunoștință și mulțumire. N-au învățat lecția de data aceasta. Citim mai târziu puțin, în număr 21. Iarăși exact aceeași problemă. Ne-am săturat de mâncarea asta proastă. În fiecare zi, mană, mană, mană. De data aceasta, Domnul le dă prepelițe, dar trimite și niște șerpi care să-i muște și care să-i pedepsească pentru disprețul lor față de bunătatea lui Dumnezeu în fiecare zi. Ne-am la Israel, dar haideți să ne uităm un pic la noi. Nemulțumirea e contagioasă. Mai contagioasă decât mulțumirea. Mai ușor te molipsești și să începi să cârtești decât să fii recunoscător. Și Domnul vrea din partea noastră. Să fim recunoscători și mulțumitori pentru purtarea lui de grijă. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spune Israel, ne-ar fi necat apele mari, s-ar fi întâmplat. Dar Domnul a fost de partea noastră. Să nu uităm, dragii mei, să nu lăsăm nemulțumirea altora să ne infecteze pe noi. Și să nu devenim noi focare de infecție pentru alții. Am ocazia să călătoresc destul de mult și în România și în Moldova. Dacă mă urc într-un taxi, nu trece un minut să înceapă șoferul să se plângă. Încă n-am auzit nici un șofer de taxi să spună ce bun e Domnul că mi-a dat și astăzi viață, că soția e sănătoasă, copiii sunt bine, că avem în fiecare zi mâncare pe masă. Am auzit că salariile sunt prea mici, am auzit că benzina e prea scumpă, am auzit că șefii câștigă prea mult, am auzit toate plângerile posibile. Dar n-am auzit mulțumire. Dragii mei, e ușor să infectezi pe alții cu nemulțumire. Să nu fim noi asemenea focare de infecție. C.S. Lewis vorbește despre infecția bună, Poate fi și o infecție bună atunci când transmiți mulțumire, când transmiți recunoștință față de Dumnezeu. Din firea noastră suntem nemulțumitori. Din fire. Pe copii trebuie să-i înveți să spună mulțumesc, așa-i? Trebuie să-i înveți. Din natura lor nu spun mulțumesc. Trebuie să-i înveți. Și noi trebuie să fim învățați lucrul acesta. Avem nevoie, dragii mei, să ne oprim și să ne numărăm binecuvântările. Vedeți, când mana o primești în fiecare zi, după trei zile, uiți că e o minune. Uiți! Să nu uităm minunile și binecuvântările pe care Domnul le are pentru noi în fiecare zi. În cultura evreiască, este un cântec pe care l-au făcut evreii, nu știu exact când l-au făcut. Cântecul acesta este atestat în scris din secolul al IX-lea, dar poate că e mai vechi. Și interesant, pentru un popor care a fost tare nemulțumit, au învățat să spună mulțumesc. Cântecul se numește nu. Și i-am rugat pe frații de la stație să pună cântecul acesta, să cânte ca un fond muzical, în timp ce vă citesc cuvintele, ei cântă nevrăiește. Am putea să-și învățăm melodia. Un cântec de mulțumire și spune cam așa: Dacă ne-ar fi scos din Egipt, Domnul, și nu i-ar fi judecat pe egipteni, da, e nu, ar fi fost destul. Dacă i-ar fi judecat pe egipteni, dar nu și pe idolii lor, da, e nu, ar fi fost destul. Dacă i-ar fi lovit pe întâi născuți și nu ne-ar fi dat bogăția lor, da, e nu, ar fi fost destul. Dacă ne-ar fi dat bogăția lor și nu ar fi despicat marea pentru noi, ar fi fost destul. Dacă ne-ar fi dat bogăția lor, dacă ne-ar fi despicat marea pentru noi și nu ne-ar fi trecut prin mare ca pe uscat, da, e nu. Ar fi fost destul. Dacă i-ar fi, îngri... fi necat pe asupritorii noștri și nu s-ar fi îngrijit de nevoile noastre, în pustie 40 de ani, daie nu ar fi fost destul. Dacă s-ar fi îngrijit de nevoile noastre în pustie 40 de ani și nu ne-ar fi hrănit cu mană, ar fi fost destul. Dacă ne-ar fi hrănit cu mană și nu ne-ar fi dat sabatul, daie nu ar fi fost destul. Dacă ne-ar fi dat sabatul și nu ne-ar fi dus la muntele Sinai, ar fi fost destul. Dacă ne-ar fi dus la muntele Sinai și nu ne-ar fi dat tora, da, e nu, ar fi fost destul Dacă ne-ar fi dat Tora și nu ne-ar fi dus în țara lui Israel Daie nu, ar fi fost destul Dacă ne-ar fi dus în țara lui Israel Și nu ar fi construit casa aleasă, templul Daie nu, ar fi fost destul Daie nu Care-i limita? Mulțumirii sau nemulțumirii noastre. Putem și noi cânta? Destul? Ar fi fost destul? Chiar dacă Domnul n-ar fi împlinit toate așteptările noastre, toate visele noastre, putem spune ar fi fost destul? Aș vrea, dragii mei, să învățăm să fim mulțumitori, să fim recunoscători. Pentru că Domnul nu numai că ne dă ceea ce avem nevoie, ne dă mai mult. Dar spune Domnul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și atunci pot spune, da, e nu, e destul. Tot ceea ce vine pe deasupra e un bonus. Haideți, dragii mei, să fim mulțumitori Domnului. Să ne uităm la toate binecuvântările care le primim din mâna Lui. Să învățăm mai departe să vedem că mâna Lui e o mână a binecuvântării, o mână a Harului, o mână care ne ridică. Să fim mulțumitori Domnului. Domnul așteaptă asta de la poporul său și să fim în toate lucrurile recunoscători și mulțumitori. Amin. Dacă ești purtat de valul furios și crezându-te pierdut, uiți și devii fricos. Ia în seamă binecuvântările. Domnul ți-a făcut parte și de ele. Haideți să-i mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările pe care El le-a adus în viața noastră.